În zilele de 5 și 6 octombrie, ieșenii sunt invitați să participe la cea de-a treia ediție a Zilelor Recoltei, un eveniment organizat de Universitatea de Științele Vieții Ionescu de la Brat, ce promite o ofertă bogată de produse locale. Festivalul, care se va desfășura pe arena USV din campusul universității, va aduce în fața vizitatorilor peste 80 de producători din toată regiunea Moldovei. Da, noi sperăm că vremea, în primul rând, va ține cu tot ceea ce înseamnă organizarea evenimentului în perioada 5-6 octombrie din acest an. Suntem la a treia ediție și lucrurile de la fiecare ediție tot merg de bine încătre mai bine. Peste 80 de producători în momentul de față, majoritatea absolvenții ai universității, ceea ce înseamnă că și-au dezvoltat între timp activități, afaceri în domeniul respectiv și sunt colaboratorii noștri a universității. Evenimentul va reuni atât producători cu experiență, mulți dintre ei absolvenții ai USV Iași, cât și tineri antreprenori aflați la început de drum. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere produse inovative realizate de studenți și cadre didactice ale universității expuse pentru degustare. Unii dintre ei sunt și angajatori, unii dintre ei realizează activități de cercetare în domeniu și unii dintre ei chiar vor veni cu produse inovative la acest târg. Avem și colegi mai tineri care sunt pentru prima dată pe domeniul patiseriei sau al dulciurilor, dar și colegi care sunt deja de 20-30 de ani pe piața produselor agroalimentare din România. Fiind un eveniment destinat întregii familii, festivalul include și ateliere de creație pentru copii, vizite la baza hipică și la muzeul de anatomie, precum și o zonă gastronomică unde vor fi mâncăruri pregătite pe loc. Organizat în colaborare cu Primăria Municipiului Iași, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași și Academia Română, festivalul este o ocazie excelentă pentru ieșeni de a se aproviziona pentru sezonul rece și de a susține producătorii locali.